Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit! Astăzi vom vorbi despre regenerare celulară. După cum bine știm, conform definiției, celula este unitatea de bază, structurală și funcțională a tuturor organismelor vii. Practic, de la celulă pleacă orice deficiență, aș putea spune, în organismul nostru. Mai multe detalii primim astăzi de la invitatul meu special, domnul Adrian Codrean, specialist în fitoterapie și nutriție. Bună ziua, stimate domn, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am găsit și dumneavoastră și telespectatorilor care ne ascultă. Domnule Codrean, plecând de la celulă, de fapt, cum reușim, bine, cu toții știm sau dacă nu cu toții, mă rog, mulți dintre noi știu că regenerarea celulară, acest proces are loc în organismul uman, natural. La un moment dat, dacă nu se mai produce natural acest lucru, apar diferite afecțiuni. Ce ar trebui să facem în primul rând preventiv? Primul pas în acest concept este acela de a detoxifia organismul. De aceea nu este întâmplător că și putem face acest lucru în mod natural, da? Evident, asta și vreau să spun, că ideea de remediu natural pentru a induce regenerarea celulară este neîntâmplător axat pe o acțiune bifazică, astfel încât avem o componentă care acționează pentru detoxifiere și protecție și o componentă care intervine pentru a induce anumite efecte extrem de importante legate de regenerare. Bun. Deci înțeleg că este un remediu natural, da, în care sau care conține două componente, da? O componentă de protecție sau de a face curățenie în organism, da, detoxifierea organismului, pentru că cu ce vii suplimentar trebuie să vii pe ceva curat, să spun, după ce are loc detoxifierea. Am făcut detoxifierea, am făcut curățenie în casă, să spun așa, venim mai departe cu componenta stimulatoare, care stimulează ce? La nivel de celulă? Da. Componenta stimulatoare activează anumite mecanisme foarte importante în corp. Unul dintre mecanisme este legat de celulele stem. Un alt mecanism este legat de acțiunea unei enzime extrem de importante și care s-a dovedit a fi de importanță extraordinară. E numită și elixirul nemuririi, e vorba de telomeraza care protejează ADN-ul. Și dacă îmi permiteți, aș vrea câteva cuvinte să aloc pentru fiecare din acestea. Poate că sunt telespectatori care deja știu, subiectul este de mare actualitate, dar pentru aceia care poate nu sunt atât de familiarizați, ce sunt aceste concepte? Ce sunt celulele stem și ce sunt telomeraza și telomerii? Celulele stem sunt celulele care practic construiesc organismul. Întreg corpul nostru este alcătuit din celule stem. Această construcție a organismului nostru începe din faza embrionară. Chiar și noi ca adulți avem celule stem în corp, un fel de celule stem reziduale, care sunt în organe, în țesuturi. Ele se activează atunci când corpul are nevoie să regenereze. De exemplu, avem o rană, ne lovim, ne julim sau suntem accidentați. Corpul reface acel țesut. O face cu ajutorul celulelor stem, dar fiindcă ele se găsesc în corpul unui adult, ele mai sunt numite și celule stem adulte. Așa, pe scurt, avem celule stem embrionare și celule stem adulte. Aici este frumusețea conceptului și de aici intervine un lucru foarte important pentru noi toți, deoarece există, de exemplu, recortarea celulelor stem din faza embrionară, că se prelevă din cordon ombilical. Cu toate acestea, nu toți am avut șansa asta și există această altă șansă care ne-o dau celulele stem adulte. Ele pot fi inclusiv recoltate din sângele periferic, există o procedură, se recoltează din sângele periferic și pot fi transplantate inclusiv asupra celui care din al cărui sânge le-am colectat. Se numește transplant autolog. Se practică și chiar de prin anii 2010 în Statele Unite s-a făcut un studiu care a arătat că transplantul de celule stem a început să depășească transplantul de mădvă osoasă. Deci iată că procedura s-a dezvoltat exploziv. Noi însă aici mai vorbim despre ceva. Vorbim despre faptul că pe lângă faptul că putem recolta, că putem transplanta, noi avem și anumite componente naturale care s-a dovedit că au o acțiune de activare a celulelor stem din corp. Ăsta este un lucru foarte important pentru că nu mai presupune transplant, nu mai presupune recoltare, se face prin intermediul... Vorbim de remedii naturale, exact, da? Care conțin mai multe plante. Foarte important, foarte important.
important 11 e vorba. Plante, bine, da. După un studiu bine făcut, da, exact. Fiecare plantă are rolul ei, exact, cantitatea exact. Iar are rolul ei foarte important, da? Exact, și chiar aș vrea să, eu mai fac uneori o comparație, că aceste două componente, componenta protectoare și componenta stimulatoare, acționează într-un tandem oarecum asemănător cu atunci când, de exemplu, într-un meci de rugby, înaintașul care e foarte agil trebuie să marcheze, dar ceilalți din echipa adversă mereu caută să-l placheze și atunci colegii lui îl protejează. Componenta protectoare, metaforic vorbind, este cea care protejează celulele STEM. Ea intră în corp, activează mecanismele de detoxifiere și de mecanisme antioxidante care blochează radicalii liberi. Acești radicali liberi, ne întoarcem la primele noastre cuvinte de la început, sunt de fapt toxinele care sunt extrem de reactive. Deci radicalii liberi sunt extrem de reactivi în corp. Și atunci avem această acțiune de stopare care o face componenta protectoare, astfel încât în momentul în care introducem în faza a doua componenta stimulatoare propriu-zisă, celulele care sunt multiplicate în corp, celulele STEM multiplicate în corp, să poată să ajungă în zona de țesut, care este necesară, să poată să-și desfășoare rolul, fără a fi perturbate de acțiunea radicalilor liberi, care sunt extrem de reactivi. Înțeleg de la dumneavoastră, domnule Codrean, că cu ajutorul acestui remediu natural, vorbim de o 11 plante, da, ca și componență. Fie că este vorba de, bineînțeles, în primul rând preventiv, putem preveni, asta este clar. În al doilea rând, dacă deja persoana are o anumită afecțiune, dumneavoastră înțeleg că ne spuneați că prin acest stimulent, aș putea spune, sau remediu natural, organismul știe, da, și pleacă la nivel de celulă acolo unde este nevoie. Adică fie că este o afecțiune a ficatului, a rinichiului, a plămânului sau a organului genital și așa mai departe. Adică absolut. Ne dați explicația cum aceste... Este bine de subliniat faptul că există o inteligență a corpului. Corpul transmite o semnalizare. Această semnalizare este, hai să zicem așa, amplificată prin intermediul acestor componente naturale și este ajutat corpul, astfel încât să existe un mediu prielnic ca aceste celule STEM adulte să se poată multiplica și să poată fi ajutate să fie direcționate către zona de țesut necesar. Noi, de exemplu, dacă avem o problemă articulară, noi ne gândim, ok, iau pentru problema mea articulară, dar corpul poate să dețină informații, poate noi nici nu știm că ne aflăm într-o problemă, în pragul unei crize despre care nu știm nimic, dar corpul știe ce necesități urgente avem. Și de multe ori poate ne surprinde. Noi credem mi-ați ridicat mingea la fileu. Dacă persoana are o problemă articulară, da? Un reumatism, nu contează, o gonartroză să zicem, da? Dar în același timp are probleme cu ficatul. Acest remediu natural merge în primul rând, sau să spun, sunt celulele stimulate mai întâi către afecțiunea mai delicată, mai gravă? Cu siguranță, în primul rând, să spunem că este un remediu holistic, un remediu care acționează pe toate palierele, de la nivelul cel mai simplu, care înseamnă o imunitate mult mai bună, da? Și asta e foarte important. Și până la nivelul mult mai complex al restructurării și al refacerii țesuturilor. Putem spune că pentru persoanele care doresc o acțiune mai rapidă, o acțiune urgentată pe acut, de exemplu pot să folosească două stimulări pe zi, în felul acesta accelerează lucrurile și de asemenea noi obișnuim să spunem și faptul că este important să se ia cel puțin două până la patru luni ca să corpul să acopere ceea ce este, să zicem, de prim ordin și apoi să se vadă și unele efecte pe ceea ce noi considerăm că este important pentru noi, că avem o problemă articulară, că avem o problemă cu un organ. Spuneți-mi, pentru o persoană care are un tratament prescris de către medicul specialist, poate lua în paralel și acest remediu natural? S-a dovedit faptul că dacă, de exemplu, o persoană cu probleme tumorale folosește acest gen de remediu, în primul rând, efectele secundare ale acțiunii citostaticelor sau radioterapiei, acțiunile acestea secundare se vor diminua, cele neplăcute. Și, în al doilea rând, prin ingredientele specifice, acest remediu, el însuși are acțiuni antitumorale. Totuși,
trebuie să fim cinstiți, să spunem clar că uneori... Deci nu vorbim de vindecare, da, vorbim de îmbunătățirea stării de sănătate, deci o stare mai bună, pentru că este important în astfel de situații ca pacientul sau omul respectiv să aibă o stare de bine, să se poată deplasa, să poată mânca, per total să aibă o stare de bine. Da? Eu, fiindcă am activat și în zona de nutriție, întotdeauna folosesc expresia asta de la Hipocrate, care spunea că medicamentele să vă fie aliment și alimentele să vă fie medicament. Este important ce altceva facem noi. Acesta este un supliment foarte important, este foarte util, el ar fi minunat să se coreleze cu o alimentație adecvată, o alimentație ușoară, mai ales dacă avem afecțiuni grave sau acute, este important să avem o alimentație ușoară, dar de calitate. Despre asta putem vorbi foarte mult și nu știu cât timp am avea aici, dar este bine de spus. M-aș mai întoarce un pic, dacă îmi permiteți, la ideea de ADN, pentru că mai nou, în ultimii ani, s-a acordat un premiu Nobel, deci pentru cercetări legate de descoperirea, trei cercetători au descoperit felul în care anumite secvențe de ADN acționau asupra cromozomilor. La capetele cromozomilor existau anumite secvențe de ADN despre care nu se știa ce rol au. Și acești trei cercetători au găsit că aceste capete ale cromozomilor, de fapt numite telomeri, au un rol foarte important. De fiecare dată când se replică o celulă, acești telomeri la celula care este normală se scurtează. Și ei chiar au spus că lungimea telomerilor ar putea fi numită un ceas biologic molecular, care arată cât de mult am îmbătrânit, de cât de multe ori s-a produs replicarea la nivel celular. Ce este interesant este că ei au constatat că există o enzimă care poate stopa această scurtare a telomerilor. Această enzimă numită telomerază și, analogic vorbind, este ca și cum un zidar construiește un zid din cărămizi, el pune un șir de cărămizi, pune deasupra încă un șir, dar când pune al doilea șir de cărămizi, ceva îi scapă din material și al doilea șir de cărămizi e mai scurt. Mai pune un șir deasupra, dar mai scapă în material. Se scurtează foarte mult acest șir de cărămizi până când nu se mai poate continua construcția. Analogic vorbind, asta se întâmplă la nivel celular. Ei bine, această enzimă telomerază care poate să stopeze procesul de scurtare a telomerilor, deci poate să stopeze, de fapt, îmbătrânirea, pentru că scurtarea telomerilor este simultană cu procesul de îmbătrânire. Dar nu numai că poate să stopeze, dar poate să inverseze procesul de scurtare, adică poate să lungească telomerii. În anul 2010 s-a anunțat deja că o echipă de cercetători a reușit să inverseze procesul de îmbătrânire, un studiu care s-a făcut pe mamifere. Dacă s-ar fi aplicat acel studiu pe om, ar fi fost echivalent ca și când s-ar fi aplicat la un om de 80 de ani, inversând procesul de îmbătrânire până la o fază de undeva la 20 ceva de ani. Deci acest lucru s-a făcut prin activarea telomerazei. Există anumite specii care au telomeraza activă sau mult mai activă în corp și care trăiesc sute de ani. Unele precum broasca țestoasă, mă gândesc. Exact. Și există și anumite păsări, există anumiți homari care trăiesc pe fundul oceanului. Unii dintre ei, anumite specii, nu se știe exact cât de mult trăiesc, pentru că n-au existat studii atât de, pe perioade atât de lungi. Iar iată că acum au venit acești cercetători care au arătat că, teoretic, există posibilitatea activării acestei enzime. Problema este că substanțele de sinteză au efect carcinogen extrem de puternic. Substanțele de sinteză care s-au încercat prin teste să activeze telomeraza, însă vestea bună că există anumite componente naturale. Și s-a dovedit că există anumite componente naturale care pot... Există studii științifice la bază? Există studii științifice, evident, care arată că există componente naturale care pot activa această telomerază, astfel încât să putem diminua, stopa sau chiar inversa această scurtare a telomerilor și deci, prin urmare, vorbim de îmbătrânire care este diminuată, procesul de îmbătrânire este diminuat, chiar stopat și inversat. Deci, spuneți-ne totuși, nu țineți secret, dați-ne câteva elemente despre acest remediu natural. Conține 11 ingrediente, așa cum spuneați dumneavoastră, 6 componente, da?
protectoare, da? Am făcut curățenie în organism și 5 componente stimulatoare. Stimulează la nivel de celulă. În felul acesta prevenim, dar și putem să ajutăm, da, persoanele în diferite afecțiuni, indiferent de afecțiune în tot organismul, pentru că vorbim la nivel de celulă. Cam ce ingrediente, așa, câteva, ne puteți enumera? De exemplu, nu este o surpriză că în acest cocktail protector nu lipsește ceaiul verde, care are un puternic efect antioxidant. Așa cum am spus anterior, radicalii liberi sunt substanțe care sunt extrem de agresive și care atacă toate celulele, doar că atât mai mult trebuie să protejăm aceste celule stem care sunt activate în corp. Vreau totuși să fac o precizare, pentru că foarte mulți dintre telespectatorii noștri pot auzi și zic beau ceai verde. El e foarte bun, binevenit și așa mai departe. Absolut. Însă vreau să spun că este foarte important componența per ansamblu, că vorbim de cele 11 ingrediente, pentru că exact, este foarte important gramajul de ceai și de altă plantă, de unde sunt culese, adică combinația, tocmai de aceea v-am întrebat dacă este un studiu științific la bază, combinația aceasta este foarte importantă. Un alt lucru care aș vrea să-l mai spun este că uneori în formulele acestea, cum avem aici acest remediu, se folosește atât extractul cât și planta întreagă. Este important pentru că extractul aduce anumite substanțe naturale în concentrația optimă, planta aduce o informație holistică care ea produce anumite reglări la un nivel mai fin, la un nivel informațional. Este important faptul de subliniat că aceasta este o acțiune sinergică a extractelor și plantelor. Avem, de exemplu, o acțiune iarăși bună, sinergică a turmericului cu piperină din piper negru, gheara mâței, o alga calcaroasă, care conține, printre altele, calciu, evident fiind calcaroasă, dar conține și alte minerale, care acționează la fel sinergic. Și spuneți-mi dacă acest remediu natural are contraindicații. Dacă există alergii la anumite componente, este important să se citească prospectul în perioada de sarcină, de asemenea la recomandarea medicului și de discutat. În afara acestor situații care sunt de excepție, am spune noi, produsul este binevenit pe o gamă foarte largă de afecțiuni. Deci și în afecțiuni oncologice. Absolut. Și atunci când se face chimioterapie și radioterapie. Absolut. Că mai diminuează din efectele nocive ale tratamentului respectiv, și dacă e o afecțiune a ficatului, a plămânilor, a stomacului, pe organe, afecțiuni reumatice. Exact. Majoritatea afecțiunilor care se datorează degenerării la nivel celular, că vorbim de Parkinson, că vorbim de Alzheimer, că vorbim de afecțiuni articulare, că vorbim despre îmbătrânirea organelor, că vorbim despre afecțiuni cardiace, care de multe ori afecțiunile cardiace se instalează lent, silențios, mai ales ateroscleroza, și în momentul în care ele debutează în faza acută, deja este târziu, boala este instalată într-o mare proporție. De aceea este important să gândim acest lucru și ca un supliment care ne ajută să avem un tonus mai bun. El nu trebuie gândit ca fiind ceva care trebuie folosit când suntem grav bolnavi. El poate fi folosit în situații de problema sănătății, dar el este în același timp și un ajutor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Codrean, pentru prezența în emisiunea noastră, pentru detaliile care ni le-ați oferit și vă mai așteptăm cu drag și altă dată. Mulțumesc și eu pentru invitație și urez multă sănătate telespectatorilor dumneavoastră și de ce nu și cu acest remediu care eu cred că poate fi de mare ajutor. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Vă doresc multă, multă sănătate. O zi frumoasă!